Sociolog la Muzeul Țăranului Român, scriitorul buzoian Ciprian Voicilă a publicat recent un volum dedicat oamenilor deosebiți pe care i-a întâlnit în perimetrul bisericii. Sfinții de lângă noi, portrete, amintiri, reflecții, despre care a vorbit recent și sătmărenilor. Volumul cuprinde exemple adevărate de oameni ai lui Dumnezeu, o serie de episoade excepționale cu câteva dintre figurile cele mai luminoase ale ortodoxiei românești. Cu toții se regăsesc în Sfinții de lângă noi. Autorul a vorbit despre oamenii remarcabili pe care i-a întâlnit în ultimii ani și crede cu tărie că de la acești oameni plini de har putem învăța ce înseamnă dragostea adevărată, cum să fim cu adevărat într-o relație de prietenie cu celălalt, să învățăm să renunțăm la un bun al nostru în favoarea celuilalt, pentru că în omul de lângă noi stă în chip nevăzut Domnul nostru Iisus Hristos. Domnule Ciprian Voicilă, sunteți pentru a treia oară la Satul Mare, iată-ne că în cea de-a șasea săptămână din postul mare, iar dumneavoastră veniți cu un mesaj pe care doriți să-l prezentați sătmărenilor și o să vă lăsăm pe dumneavoastră să ne spuneți concret cu ce anume veniți, care va fi tema conferinței de azi și implicit ce anume doriți să le transmiteți sătmărenilor. Păi, în primul rând, vin cu cartea mea de autor, pe care am publicat-o anul trecut la editura Areopag, intitulată Sfinții de lângă noi, o carte în care am inclus o serie de portrete ale oamenilor deosebiți pe care eu i-am întâlnit în Biserica Ortodoxă Română în ultimii ani. Aș menționa dintre ei pe Părintele Iustin Pârvu, pe Părintele Proclu, pe Părintele Macarie, fostul stareț de la Poiana Mărului, pe Octavian Anastasescu, fost deținut politic, care l-a cunoscut pe Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor, și pe o serie de mărturisitori ai temnițelor comuniste, cum ar fi, de pildă, Gheorghe Jijie sau Marcel Petrișor. Cartea, deci, este un pretext pentru a le vorbi din nou, așa cum am făcut-o acum 2 ani, sătmărenilor despre importanța sfinților închisorilor, adică a celor care au fost prigoniți în perioada comunist-ATE pentru credința lor creștin-ortodoxă, dar și pentru naționalismul de care au dat dovadă în epocă. A doua carte pe care o voi lansa și despre care o să vorbesc, este dedicată Sfinților Catacombelor Rusiei, care reprezintă seria de mucenici și mărturisitori din timpul stalinismului în speță, o carte care a fost îngrijită în Statele Unite de Părintele Serafim Roz. Și iată, acum apare pentru prima dată în limba română. Credeți că acestor sfinți nu le este recunoscută valoarea, mărturisirea, sau au fost trecuți așa, oarecum, într-un con de umbră? De ce este important sau de ce s-a ales acum momentul de a vorbi despre ei? Păi, propriu-zis, sunt diversi oameni care au evlavie la ei și care au ales în ultimii 10 ani, să spunem așa, să vorbească sau să scrie despre ei. Dacă mă întrebați cât de importantă sau de oportună este această campanie de trecere a lor, cum a fost numită, din temnițe în sinaxare, eu aș spune că acesta este momentul în care trebuie într-adevăr să-i recunoaștem ca adevărate modele, atât de credință creștin-ortodoxă, cât și modele de românism. Pentru că noi trecem printr-o perioadă în care identitatea noastră și creștină și de români este, dacă nu amenințată, cel puțin ignorată. Noi, având alte și alte priorități, care țin mai mult de societatea noastră de consum, de principiile consumerismului și ale hedonismului, decât de ideea că identitatea noastră ca popor, ca neam, este intrinsec legată de memorie, de trecut,
Și că, de fapt, un popor rezistă în istorie atâta vreme cât are permanent ca repere eroii, sfinții și strămoșii anteriori. Ciprian Voicil înfățișează secvențe reale, trăite de el. Ale acestor întâlniri reale, cu oameni vii, contemporani, unii recunoscuți pentru sfințenia lor, alții, anonim, mărturisind prin aceasta lucrarea Harului ce nu încetează să se manifeste până la sfârșitul viacurilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Vă spuneam că mai întâi vă mulțumesc pentru invitație. Acum 2 ani îmi amintesc că am avut o conferință mare despre Sfinții Închisorilor și printre vorbitori a fost și Părintele Serafin de la Cășin. Și atunci vă spuneam că mie mi-e drag să vin în Satul Mare, pentru că sătmărenii au așa, sunt calzi, au inima caldă, nu sunt niște oameni reci. Înainte de toate, să vă spun câteva cuvinte despre cartea mea, care a apărut anul trecut la editura Reopag, Sfinții de lângă noi, întâmplări, portrete, reflecții. De ce am scris-o? Din mai multe motive. În primul rând, pentru că, în ciuda campaniei din mass media, împotriva bisericii, mie mi-a fost dat, ca în ultimii 5-6 ani, să cunosc niște oameni deosebiți, chiar în sânul bisericii noastre. Și în timp mi-am dat seama că ei sunt adevăratele modele ale românilor și ale României, doar că nu pot fi recunoscuți ca modele din mai multe motive. În primul rând, pentru că sunt marginalizați. Adică presa, televiziunile, nu le acordă lor atenție. Din potrivă, ați văzut că posturile de televiziune sunt în mare concurență în a prezenta, cu ocazia pelerinajului la Cuvioasa Paraschiva sau cu ocazia pelerinajului la Sfântul Dimitrie Basarabov, ceea ce denotă dezordine, adică trebuie neapărat să reiasă că ortodoxii sunt necivilizați și că ei de fapt sunt cam înapoiați așa. În ciuda acestui curent dominant, mie, repet, Dumnezeu mi-a îngăduit să cunosc niște oameni deosebiți, chiar în biserică. Și o să evoc așa, pe scurt, în fața dumneavoastră, câțiva oameni deosebiți, unii sfinți, alții eroi, din punctul meu de vedere. De pildă, aș începe cu Părintele Iustin Pârvu, pe care cred că chiar mulți dintre dumneavoastră ați avut șansa de a-l cunoaște, ducându-vă în pelerinaj la Petru Vodă. L-am cunoscut și eu, l-am întâlnit de câteva ori. Printre altele, mi-a dat binecuvântare de a strânge mărturii pentru cartea despre viața și minunile Părintele Ilie Lăcătușu. Ne-a dat binecuvântare în ultimii 4 ani, înainte de a trece la Domnul, pentru conferința de pe 19 martie de la Iași. Și ce pot eu să vă spun este că Părintele Iustin, printre multele lui daruri, pe lângă faptul că a fost un mărturisitor al temnițelor comuniste, care a făcut 13 ani de pușcărie politică, pe lângă faptul că a fost un mare ctitor de mănăstiri și de schituri,
pe lângă faptul că a fost un mărturisitor inclusiv în ale credinței, adică a luptat împotriva masoneriei, împotriva ecumenismului, fiind unul din puținele fețe bisericești care și-a asumat rolul acesta ca ingrat și aducător de prigoană. E, ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult la părintele Iustin era faptul că primea ore în șir sute și sute de oameni. Ne spunea odată maica stareță Iustina de la Mănăstirea Paltin, de la Maici, că dacă ar fi fost să facă așa o medie, pe la părintele Iustin treceau săptămânal în jur de 500-600 de oameni, săptămânal. Ultima oară când l-am văzut, înainte de a fi internat, am ajuns pe la 10 și jumătate noaptea. Știu că era pe hol un părinte, un călugăr de la Radu Vodă, de la Petru Vodă, care a așteptat de la ora 11 dimineața să se spovedească. Și se făcuseră deja aproape 12 ore de așteptare și el tot nu reușise să intre la părintele. Când am intrat, l-am văzut pe părintele, care era bine trecut de 90 de ani, care, fiind zi de post, nici nu mânca. El nu mânca înainte de a primi oamenii, ținea post. Era pur și simplu epuizat, dar în ciuda epuizării fizice, el nu avea inimă nici de în a-i grăbi pe oamenii care mai rămăseseră la rând, așa cum am fi făcut noi, oamenii obișnuiți, sau cum aș face eu mai ales. Acest spirit de jertfă pentru aproapele m-a impresionat extraordinar la el. Ulterior, citind cărțile cu interviuri date de părintele, am aflat că Sfinția sa a învățat spiritul ăsta de jertfă de la cuviosul Paisie Olaru. Părintele Iustin, în întâlnirile puține, dar marcante pentru mine, pe care le-am avut cu el, avea puterea de a-ți întări credința în pronia lui Dumnezeu. Și pentru unul mai slab în credință, așa ca mine, lucrul ăsta însemna foarte mult. De pildă, având eu anumite îndoieli într-o problemă, le-am exprimat părintelui Iustin și părintele mi-a dat următorul exemplu. Era, știu, pe 20 martie, a doua zi după conferința de la Iași, de pe 19 martie, când moaștele pe care vi le-am adus acolo spre închinare, din racla aurie, e vorba de o coastă primită de la părintele Iustin, de Danion Vasile, și o vertebră, au izvorât mir, dar au izvorât mir mai mulți ani la rând. Și părintele îmi spunea, măi, avea vorba asta, zice, tu crezi că moaștele mucenicilor de la Iud ar mai fi izvorât mir dacă în sală, în cinematograful din Iași, ar fi fost niște oameni necredincioși? Nu. Zice, vezi, Dumnezeu ne dă ajutor pe măsura credinței noastre. Și am simțit, am vorbit cu părintele Moise de la Oașa, care l-a cunoscut mult mai bine decât l-am cunoscut eu, și Sfinția sa mi-a adeverit același lucru, că de multe ori se ducea cu o nelămurire în inima sa, eu punea înainte părintelui și părintele Iustin avea acest dar ca prin răspunsul pe care ți-l dă, odată să te încredințeze că așa este, deci îți elimina dilema, și în momentul în care primeai cuvânt sau răspuns de la părintele Iustin, inima ta se și liniștea. Deci în răspunsul lui era și credință sau încredințare, era și o formă de pace duhovnicească pe care ți-o transmitea. În capitolul despre părintele Iustin, povestesc ceva, un lucru pe care mi l-a spus un tânăr, care
a ajuns la Petru Vodă pentru prima dată cu un grup de prieteni, un tânăr din lumea tinerilor de azi. Nedus așa la biserică, ajunsese pentru prima dată la Petru Vodă, pentru că auzise de părintele Iustin, și el a intrat în chilia părintelui cu grupul lui de prieteni, în care erau și doi musulmani. Și când a intrat, s-au pus în genunchi în fața părintelui și au fost toți șocați când părintele Iustin li s-a adresat musulmanilor pe numele lor. Pe unul chema Nașpan și pe celălalt chema Sale. Și vă dați seama, musulmanii au fost consternați. L-au întrebat după aia pe acest prieten care mi-a dat mărturia. Măi, ai vorbit tu înainte cu părintele Iustin? I-ai spus tu numele noastre? Nu, când să vorbesc? Tu nu ai văzut că am intrat împreună. Au fost atât de impresionați. Nu vă mai spun că prietena unuia, tot din grupul ăsta, era însărcinat. Și era nehotărâtă dacă să păstreze copilașul sau să-l avorteze. Părintele Iustin i-a dat de înțeles că știe că este însărcinată și, într-un mod aluziv, așa cum vorbesc de multe ori părinții îmbunătățiți, i-a dat numai ei un răspuns, ceilalți nu au înțeles nimic, prin care a sfătuit-o să păstreze copilașul să nu-l avorteze, ceea ce s-a și întâmplat. Un alt capitol din carte l-am dedicat părintelui Proclu. Părintele Proclu, știți că este pusnic și el primea, acum am înțeles că este destul de bolnav și nu mai primește ca înainte. La părintele Proclu m-a impresionat în primul rând starea sa de smerenie și accentul pe care îl pune pe pocăință, pe prihănirea de sine, cum spune și Sfântul Siloan Atonitul și părintele Sofronie Saharov, dar mai mult decât atât, el sfătuiește pe toată lumea să trăim în pace cu toți și să nu amărâm niciun om. Pentru că dacă amărăști un om, chiar dacă tu crezi că ai dreptate în fața lui, că ești îndreptățit să-l respingi sau să-l critici sau să-l judeci, lucrul ăsta alungă din inima ta Duhul Sfânt și când e vorba să te rogi, nu te mai poți ruga. Chiar părintele Proclu, în cărțile de interviuri care au apărut, povestește asta. Cum de pildă l-a certat odată pe un eretic, pentru că e clar că părintele avea dreptate, ereticul a plecat, dar părintele nu s-a mai putut ruga. El pune accent pe lucrul ăsta, să nu ne judecăm aproapele, să nu-l amărâm, pentru că în felul ăsta îl amărâm chiar pe Duhul Sfânt. Dacă veți citi însemnările Sfântului Siloan, veți întâlni exact aceeași învățătură. Sfântul Siloan spune că Duhul Sfânt se îndepărtează de la oamenii care judecă și chiar îi osândesc pe ceilalți. Am cunoscut-o de asemenea pe Maica Paisia. Maica Paisia, când am cunoscut-o, avea peste 100 de ani. Era imobilizată la pat, pentru că, prin multele încercări prin care a trecut, i s-a rupt și coloana vertebrală, nu se mai putea da jos din pat. Maica Paisia locuia în București, în cartierul Rahova, plin de țigani, de promiscuitate. Deci cine ar fi bănuit că în mijlocul Bucureștiului există o maică trecută de 100 de ani care era clar îmbunătățită. Locuia într-o casă foarte smerită, pe niște străduțe așa foarte alambicate și marea mea mirare era că de fiecare dată când mă duceam la ea, mă întâlneam în chiliuța ei cu tot felul de oameni, ierarhi, monahi veniți din Sfântul Munte, pentru că ea a fost tunsă în Schima Mare de un părinte Paisie din Sfântul Munte.
tot felul de oameni cunoscuți din biserică, scriitori din biserică. Ca să vă spun așa o experiență directă, am ajuns odată la ea și la dânsa intraseră mai multe persoane. Și dânsa vorbea cu persoanele acestea. Eu așteptam afară și citisem într-o carte despre un nebun pentru Hristos din Sfântul Munte, care era bun prieten cu Sfântul Paisia Ghioritu, o carte în care scria așa: dacă vrei să verifici dacă un om este îmbunătățit, cel mai simplu este să-i adresezi în mintea ta o întrebare sau să-i expui problema mental, deci nu verbal, nu prin cuvinte. Și am zis, hai să încerc chestiunea asta. Și stând afară, ca și cum aș fi fost în fața Maicii, deși, repet, în chilia Maicii erau alte persoane, eu stăteam afară, înainte de a intra la ea, i-am spus problema. Să vedeți ce s-a întâmplat. Eu mai eram cu alți doi prieteni. Când am intrat, unul din cei doi s-a dus repede la ea să ia binecuvântare. Dânsa l-a binecuvântat, dar vorbea cu el răspunzându-mi mie la problemă. Am rămas foarte surprins. Ulterior, am întâlnit foarte mulți oameni care au cunoscut-o și care au dat mărturie că, într-adevăr, era înainte văzătoare și că avea o mare putere de rugăciune. De pildă, spun în carte, de cazul unui tânăr care și-a revenit din comă după ce tatăl său, preot fiind și cunoscând-o pe maica Paisia, a sunat-o și a rugat-o să se roage pentru el. Tot în carte vorbesc despre câțiva mărturisitori din temnițele comuniste pe care i-am cunoscut. Unul dintre ei este domnul Marcel Petrișor. Marcel Petrișor a fost închis în casinca Jilavei, care era propriu-zis o corabie a morții, cum o numește părintele Calciu Dumitrasă. La Jilava, comuniștii nu s-au mulțumit cu spațiul concentrațional din mănăstirea arhicunoscută. Ce au făcut? Au creat un spațiu special la 4 metri sub pământ, un spațiu care avea o formă conică, de fapt așa de jumătate de con. Erau 4 celule în care au fost introduși câte 4 deținuți dintre cei mai intransigenți, adică cei care nu au vrut să se reeduce. În fiecare din cele 4 celule exista câte un om cu probleme. Unii aveau probleme fizice, cum era Constantin Oprișan, care era bolnav în stadiu terminal de tuberculoză, pentru că trecuse prin torturile de la Pitești și pentru că Țurcanu îl torturase în mod deosebit, știind că el a fost șeful frăților de cruce pe țară. Alții erau de-a dreptul nebuni, cum a fost Aristotel Popescu. Scopul cu care au fost introduși acești oameni în fiecare din cele 4 celule era clar experimental. Comuniștii se uitau tot timpul pe vizorul, la vizeta fiecarei celule, să vadă ce se întâmplă. Cei sănătoși din instinct de autoapărare și autoconservare îl vor suprima pe cel bolnav de tuberculoză, cel care și-a pierdut mințile îi va contamina psihic pe ceilalți și vor înnebuni toți. În celula în care era părintele Calciu Dumitrasa, care încă nu devenise părinte, pentru că el a fost arestat în timp ce încă mai era student la Facultatea de Medicină, mai erau Marcel Petrișor, Iosif V. Iosif și Constantin Oprișan. Despre Constantin Oprișan nu prea se vorbește, deși ar trebui să se vorbească, în primul rând pentru că el chiar a fost un mucenic care a murit acolo la Aiud, dar și pentru că puțin tineri, studenți mai ales, știu
că el a fost unul din studenții în filozofie care au studiat în Germania, la Freiburg, cu cel mai mare filozof al secolului 20, Martin Heidegger. Deci era și o minte sclipitoare. Ce s-a întâmplat? Constantin Oprișan ajunsese, cum v-am spus, în stadiu terminal. Părintele Calciu, așa cum mărturisește în interviul pe care l-a dat monahului Moise despre viața sa, spune că Oprișan, deși era lipsit de orice putere, era redus la patul în care era nevoit să stea continuu, deși își scuipa plămânii la propriu, din punct de vedere spiritual, duhovnicesc, era stâlpul lor de rezistență. Pentru că Oprișan ajunsese să se roage continuu și pentru că Costache, cum îl numeau ei Oprișan, îi învăța să își ierte, să facă efortul de a își ierta torționarii. Într-o bună zi, viitorul părinte Calciu, fiind exasperat de faptul că vedea că se duce repede, ce a făcut? A luat o gamelă și a tăiat venele și a stors propriul sânge în gamelă cu gândul de a-i da hematiile să bea lui Oprișan și de a-i prelungi în felul ăsta viața. Este unul din cele mai cutremurătoare episoade pe care eu le-am citit și pe care nu l-am mai găsit nici la Alexandru Solzhenitsyn în arhipelagul său Gulag și la niciunul din rușii sau din oamenii care au trecut prin lagările de exterminare comunist. Marcelo Petrișor a ieșit, ca și părintele Calciu, a ieșit din închisoare. Este foarte interesant că Oprișan, înainte de a muri, le-a spus: dacă voi muri eu înaintea voastră și dacă o să ajung în fața Mântuitorului, o să-l rog să vă salveze viețile. Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că ceilalți trei colegi de celulă au ieșit vii din temnițele comuniste. Ceea ce mă impresionează pe mine la domnul Marcel Petrișor este optimismul său. Un om care a fost torturat, a fost bătut la tălpi după metoda la rangă, și apropo de asta fac o paranteză, dânsul îmi povestea că deținutul era legat după o poziție anume, erau legate mâinile de picioare și realmente torționarii puneau o bară între două scaune sau două mese, așa, și ajungea cu tălpile în sus. Bătaia la rangă sau metoda la rangă în asta consta. De multe ori erau doi torționari, fiecare cu câte o bâtă, care izbeau alternativ, unul după altul. De regulă, persoana torturată avea bocanci, dar, datorită loviturilor extraordinare, tălpile cedau. Și îmi povestea domnul Marcel Petrișor că metoda este înfiorătoare prin faptul că orice lovitură pe care o primești în talpă, o resimți în creier, în creștetul capului. Și mi-am amintit de părintele Adrian Făgețean, care, în timp ce era torturat, își spunea: rezistă să nu îl faci de rușine pe Hristos. Și spune părintele Adrian Făgețean undeva, zice că după a 60-a lovitură, corpul său se autoanestezia și nu mai simțea nimic. Mai există două situații de oameni care au simțit în mod fizic vădit ajutorul lui Dumnezeu. Este vorba de părintele Marcu Dumitrescu. Dacă ajungeți la Sihăstria, în cimitirul de la Sihăstria, vă rog să vă duceți să vă închinați și la mormântul său. Este mormântul părintelui Cleopa, părintelui Ioanichie și puțin mai în spate este mormântul părintelui Marcu Dumitrescu, un om extraordinar.
îi se spunea fachirul, pentru că, deși a fost cumplit de torturat, în timpul torturilor, el nu scotea niciun sunet, niciun geamăt. La fel, mărturisește părintele Dimitrie Bejan, în Bucuriile Suferinței, că în timp ce era bătut, el nu simțea nimic, colegii lui de celulă, pentru că îl băteau în celulă, strigau la el: părinte, zi ceva, strigă, că te omoară ăștia. Bun, acestea sunt excepții, dar chiar din aceste excepții putem înțelege cât de aproape le-a fost Dumnezeu. Tot în această cărțulie vorbesc despre un om deosebit care a trecut la Domnul la sfârșitul anului trecut, în decembrie, Octavian Anastasescu. Un om care l-a cunoscut în timp ce era internat la Târgu Ocna, el era bolnav de plămâni, era suspect de tuberculoză, l-a cunoscut pe mucenicul Valeriu Gafencu. Și s-a întâmplat un lucru extraordinar. Ioan Ianolide l-a anunțat că de-a doua zi Octavian Anastasescu va fi luat de la Târgu Ocna, din spitalul penitenciar de la Târgu Ocna, și va fi trimis la Pitești pentru a intra în reeducarea de acolo, în torturile pe care le inițiase în 49 regimul comunist, folosindu-se ca unealtă principală de țurcan. Și vă dați seama, el a început să-și facă tot felul de gânduri, pentru că auziseră de torturile extraordinare care se întâmplaseră la Pitești, și Ianolide i-a spus: să știi că avem încredere în tine, să nu ne trădezi, transmițându-i prin asta să nu se reeduce și să nu semneze declarația prin care se dezicea de trecutul său creștin și naționalist. Dar îi spune Ianolide: treci și pe la Valeriu înainte de a pleca ca să vezi ce spun. El se duce pe la patul lui Valeriu Gafencu, îi spune despre ce e vorba și Valeriu Gafencu îi zice: nu, mâine o să fie eliberat din pușcărie. El a rămas uimit. Păi cum? Eu mă așteptam să intru în focurile torturii și Valeriu Gafencu îmi spune că o să fiu eliberat. Prima oară s-a gândit că Valeriu Gafencu aiurează, datorită bolii, datorită condițiilor. A doua zi, exact așa s-a întâmplat. A fost eliberat din închisoare. Tot Valeriu Gafencu i-a profețit că va veni o clipă în viața sa când inima lui va cânta, va rosti de la sine rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Lucru care s-a întâmplat la vreo 20 de ani după profeția pe care i-a făcut-o Gafencu, în timpul unei anchete. O anchetă petrecută într-un garaj, asta prin 50 ceva, o anchetă la care asistau vreo 8 ofițeri de securitate și tot timpul îl bombardau cu întrebări. Și povestește Octav că la un moment dat a simțit, el se ruga în timpul anchetei, deși le răspundea acestora. Dar el, după ce și-a revenit din starea aia extraordinară, nu a putut să-și rememoreze ceea ce le-a zis. Spunea continuu: Doamne Iisuse, la un moment dat s-a simțit învăluit din toate părțile de o sferă protectoare. Și când s-a încheiat ancheta, unul dintre ofițeri i-a zis: dacă ar fi 100 de oameni ca tine, noi securiștii ar trebui să ne dăm demisie. Din asta reieșea că nu obținuseră nimic de la el. Tot în carte vorbesc despre domnul Gheorghe Jiji, pe care l-am cunoscut, așa s-a întâmplat,
pe 13 decembrie, ziua mea de naștere. Aveam la mine o răcliță cu o bucățică dintr-un craniu de la aiut care izvorâse mir. Și nu știu de ce am simțit impulsul de a-l scoate și a-i-l da. Am rămas șocat când am văzut că domnul Jijie, care era trecut bine de 90 de ani, s-a închinat cu Evlavie, a sărutat părticica de moaște, dar a izbucnit în plâns, ceea ce m-a paralizat. Nu știam cum să reacționez. Și mi-a zis, dragă, știi de ce plâng? Poate că părticica asta de craniu e de la fratele meu. Fratele lui murise în timpul torturilor la aiut. Printre multele metode după care a fost torturat, a fost și electrocutarea, deci îl electrocutaseră. Domnul Jijie m-a impresionat, în primul rând, printr-un amănunt. Era zi de post, vineri, dacă îmi aduc bine aminte, și a simțit nevoia să ne dea ceva de mâncare, dar s-a scuzat. Zice, să mă iertați, că mâncarea nu are ulei. Eu, când țin post, nu țin post cu ulei. Iarăși am rămas uimit, că eu țin cu ulei. Un om trecut de 90 de ani ținea post fără ulei. Și n-am amintit de o practică a mărturisitorilor din temnițele comuniste. Ei erau obișnuiți, miercurea și vinerea, să ajuneze până la apusul soarelui. Și am avut impulsul de a-l întreba, domnul Jijie, ați ținut rânduiala asta? Zice, da, ani de zile, acum de vreo 2-3 ani nu mai țin. Dar acum de vreo 2-3 ani însemna că o ținuse până pe la vreo 87-88 de ani. Iarăși m-a impresionat lucrul ăsta. Și am înțeles, într-adevăr, că acești sfinți ai închisorilor ne sunt modele, inclusiv din punctul de vedere al practicii creștinești, duhovnicești. De multe ori m-am gândit că oamenii mari se reflectă în gesturile mici, se oglindesc în gesturile mici. De pildă, Mircea Vulcănescu, fiind închis la aiut și având în celulă un coleg care suferea de încheieturi și fiind iarnă, fiind frig, a simțit nevoia să-i facă un cadou deosebit de Crăciun. Și ce a făcut? Și-a luat perechea proprie de ciorapi, a destrămat-o, a învățat să croșeteze folosind două bețe de chibrit. Și Mircea Vulcănescu era vestit în rândul cunoscuților săi pentru că ajungea să facă aproape la perfecțiune orice își propunea. Indiferent că făcea filozofie, sociologie sau birocrație, pentru că el a fost și ministru în timpul guvernării antoneștiene. Și a învățat să croșeteze cu două bețe de chibrit. I-a croșetat o pereche de mănuși pe care i-a făcut-o cadou în prima zi de Crăciun, spre bucuria și a omului respectiv și a lui, care se bucura de bucuria acelui. Deci, de multe ori, așa ca o concluzie, cred că avem de învățat de la Sfinții Închisorilor foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri care țin de o viață normală. Și asta pentru că noi, nu știu cum stau lucrurile în satul mare, dar vă garantez că în București viața de zi cu zi nu mai este de multă vreme normală. Deci de la ei putem învăța ce înseamnă dragoste adevărată. De pildă, cunoaștem toți cazul care a fost îndelung citat. Îmi spuneți când trebuie să mă opresc. Chiar vă rog, continuați.
cazul cu mucenicul Valeriu Gafencu, care i-a cedat pastorului Wurmbrand streptomicină. Dar nu cunoaștem cazul, sau prea puțin cunosc, cazul profesorului George Manu, care era un fizician specialist în fizică atomică, care își făcuse doctoratul cu Marie Curie, era recunoscut la nivel internațional, în timp ce a fost arestat, pentru că și el a făcuse parte din mișcarea legionară, în timpul detenției au venit din Uniunea Sovietică ruși să-l convingă să lucreze alături de ei și i-a refuzat. E, la un moment dat, colonelul Crăciun a venit la el, i-a arătat medicamentul care l-ar fi vindecat de tuberculoză și i-a spus, uite medicamentul, ți-l dau dacă semnezi declarația prin care te dezici nu doar de mișcarea legionară, ci de toate modelele tale, de tot trecutul tău. Profesorul George Manu, căruia îi se spunea rectorul de la IUD, pentru că, fiind închis la izolator, prin metoda Morse, ținea cursuri de istoria Angliei, îi învăța limba engleză, era o minte extraordinară, universală, știa din toate domeniile. Și prin peretele celulei, folosind metoda Morse, îi învăța în special pe cei tineri. Îi se spunea rectorul IUD-ului. Cu puține ore înainte să moară, l-a chemat pe un camarad și i-a spus să le transmiți tuturor că nu am făcut nici cel mai mic compromis. Vă dați seama ce act de curaj extraordinar. Îndemnul autorului este de a ieși din inerția molcomă și consumistă în care trăim, să restabilim ordinea firească a lumii, detronând lucrurile și avuția pentru a pune gândul mântuirii și trăirea lui Iisus Hristos, emoția și frumosul, bunătatea și milostenia în chiar centrul vieții noastre de oameni lesnemuritori, în însăși nemurirea noastră.